100 este numărul de premii obținute de elevii Colegiului Național Mihai Eminescu din Petroșani la concursurile și olimpiadele județene. Mai mulți elevi ai liceului s-au calificat chiar și la fazele naționale ale olimpiadelor. A fost un an, ca și ceilalți ani, plin de succese. Au fost peste 100 de premii și mențiuni la etapa județeană, în domenii diverse, atât la discipline, la învățătură, toate disciplinele au venit cu premii, cât și la sport. Astfel avem performanțe deosebite obținute de elevi care au reușit să se califice la 9, să avem 19 calificări la fața națională, este chiar un record al numărului de calificări și avem și 3 performanțe cu totul și cu totul speciale, 3 elevi calificați la mai multe faze naționale ale olimpiadelor școlare. Și îl numesc pe Macarie Mihai, care s-a calificat la 3 faze naționale, adică informatică, tehnologia informației și ACADNET, secțiunea calculatoare. Mai este Noghi Raimond, care s-a calificat la 2 faze naționale, matematică și biologie, și Arcana Mădălina, care s-a calificat la 2 faze naționale, istorie și filozofie. Sunt elevi care au reușit să se califice la 3 discipline. Este foarte greu să obții o mențiune, deci e foarte multă muncă. Și de multe ori muncești la fel cu copiii sau copiii muncesc la fel și depinde doar de starea lor de spirit în momentul examenului. Ori și o mențiune este foarte muncită și dar mi-e o calificare la o fază națională. În funcție de rezultatele obținute la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, elevii pot fi admiși direct la universitățile din țară. Depinde de regulamentul fiecărei facultăți. Sunt facultăți care țin cont de doar de calificările la națională, dar pentru clasele 11-12. Sunt facultăți care țin cont de premiile obținute la națională. Condiția ca să intre fără examen, de exemplu, este să aibă premii 1, 2 sau 3 la națională în clasele 11-12. Dar, repet, sunt facultăți care doar o calificare la națională și le aduce intrarea la facultate cu nota 10. În fiecare an, elevii Colegiului Național Mihai Eminescu se califică la fazele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare.